Aduc aminte că suntem în cea de-a treia lecție, sau de-a doua, de fapt, că prima a fost împărțită, în studiul nostru despre evangelizare. Și, așa cum rețineți, acest studiu este unul nu doar pentru cei care sunt interesați în teoria evangelizării sau în doctrina evangelizării sau în învățătura ei, ci pentru cei care sunt interesați și motivați în practica ei. Evangelizarea nu este ceva care doar să facem teorii. Evangelizarea este o obligație și o onoare care avem din partea lui Dumnezeu și biserica este însărcinată, este să dea această sarcină, este să dea această responsabilitate ca să meargă în toată lumea și să facă ucenici prin predicarea cuvântului, prin evangelizarea personală. Scopul studiului de altfel este foarte practic. Este să ne echipeze și să ne motiveze ca să mergem și să evangelizăm. Săptămânile trecute am privit împreună foarte pe scurt, din Geneza până în Apocalipsa, toată istoria Bibliei, tot narativul Scripturii și felul în care Dumnezeu lucrează în istorie. Nu avem timp să recapitulăm în această seară, pentru că avem mult material de acoperit, dar cei care au lipsit sau cei care vor ca să își reamintească pot beneficia de înregistrările făcute ca să urmărească în mare narativul Scripturii și scopurile lui Dumnezeu în felul în care lucrează lucrurile. Și am văzut împreună că scopul istoriei și scopul întregii plan al lui Dumnezeu, de altfel, este ca să îl glorifice pe Dumnezeu. Este scopul suprem al lui Dumnezeu. Am văzut că începând cu Geneza, Dumnezeu este arătat ca și fiind evanghelistul suprem. El este primul propovăduitor al Evangheliei și Biblia este o revelație progresivă, continuă a Evangheliei. Și am văzut că odată cu instaurarea bisericii și cu înălțarea Domnului Iisus Hristos, nouă bisericii ni s-a dat această responsabilitate și această onoare de a fi conlucrători împreună cu Dumnezeu în această chemare de evangelizare. El ne-a dat această chemare să mergem în această lume și să propovăduim Evanghelia. Și astăzi vrem ca să privim împreună la ceea ce înseamnă teologia suveranității lui Dumnezeu și responsabilității umane în evangelizare. Scopul pentru care vrem ca să facem acest lucru este să înțelegem în mod corect care este rolul lui Dumnezeu și care este rolul nostru când vine vorba de evangelizare. Să nu le amestecăm cele două. Să nu ne asumăm noi anumite roluri care sunt al lui Dumnezeu sau să nu punem pe seama lui Dumnezeu anumite lucruri care de fapt sunt rolurile noastre. Și în această lume și în mediul evanghelic, aceste confuzii se întâmplă foarte des. Oamenii sunt aduși într-o stare de eroare și într-o practică eronată, pentru că de multe ori își asumă anumite responsabilități sau drepturi a lui Dumnezeu. Și practicile decurg de acolo. Sau invers. Oamenii ajung într-un fel de hipercalvinism, dacă vrem să-l numim așa, în care zic, toate sunt pe seama lui Dumnezeu. Eu pot să stau liniștit acasă, că planul se desfășoară oricum. Și nu înțeleg că în plan sunt cuprinse și aceste responsabilități umane. Și este cuprins această chemare umană și este rânduită această acțiune a Bisericii lui Hristos. Și dacă nu fac parte din această acțiune, posibil ca eu să nu fiu cuprins în planul lui Dumnezeu, ci doar ca să mă fi înșelat singur. În primul rând, vreau să începem cu a ne pune întrebarea ce ne învață Scriptura despre suveranitatea lui Dumnezeu. Ce ne învață Scriptura despre faptul că Dumnezeu este suveran și lumea noastră, mediul evanghelic chiar este plin de clișee și plin de un limbaj codificat
atunci când se vorbește despre suveranitate. Fiecare când spune suveranitate, crede că toată lumea înțelege ce să spune sau are tot felul de lucruri în gândul lui, dar de fapt foarte mulți nu înțeleg ce înseamnă că Dumnezeu este suveran. Suveranitatea lui Dumnezeu în esență este, este exercitarea puterii sale peste creații. Nu înseamnă doar că Dumnezeu are deplină autoritate, ci este realitatea că Dumnezeu pune în acțiune acea realitate. El exercită puterea lui, autoritatea sa, peste întreaga creație. Înseamnă că Dumnezeu are supremă autoritate peste toate lucrurile și este în deplin control tot timpul și peste toate lucrurile. De la lucrurile cele mai mici până la lucrurile cele mai mari. De la moleculele care toate acționează exact cum Dumnezeu a rânduit să acționeze, până la națiuni care acționează geopolitic și așa mai departe, exact cum Dumnezeu a rânduit să acționeze. Da? El este suveran în autoritatea lui și este suveran în controlul care îl deține prin exercitarea puterii lui asupra tuturor lucrurilor și asupra tuturor situațiilor. Și suveranitatea lui Dumnezeu se poate observa în orice aspect al vieții, așa cum ziceam. De la faptul că toate lucrurile merg așa cum le rânduiește Dumnezeu, de exemplu, soarele va răsări mâine dimineață pentru că Dumnezeu va rândui. Da, într-adevăr, sunt tot felul de mecanisme naturale care sunt implicate în acest fenomen natural. Dar dacă Dumnezeu nu ar rândui, dacă Dumnezeu nu ar exercita puterea sa suverană, soarele nu ar răsări mâine cu toate mecanismele naturale. Toată creația, ne spune Scriptura, că se ține în el. Este nevoie de puterea lui Dumnezeu. Într-o zi, soarele nu va mai răsări. Pentru că Dumnezeu va rândui să nu mai răsară, da? Până atunci, în fiecare zi este nevoie ca Dumnezeu să exercite puterea lui încât creația să fie condusă așa cum vrea el, da? Dar nu doar în aceste aspecte naturale ale vieții, ci inclusiv în mântuirea noastră. Fiecare dintre noi a fost părtaș la această experiență a mântuirii în mod suveran. Poate nu ne-am dat seama atunci, la momentul respectiv, dar Dumnezeu a lucrat în așa fel, în lăuntrul nostru și în exteriorul nostru, în circumstanțele noastre, încât am ajuns la cunoașterea Lui. Și cu ani, poate după, când ne uităm înapoi, în cunoștință de cauză și în cunoștința Scripturii, vedem providența lui Dumnezeu și vedem felul în care El a acționat prin autoritatea și puterea sa să ne aducă la cunoștința Lui. Să ne aducă la cunoștința Lui, da? Și în lumina acestui adevăr, care îl vom fonda și biblic, în lumina acestui adevăr, vrem ca să ne gândim biblic despre rolul lui Dumnezeu, despre rolul lui Dumnezeu în a aduce păcătoși la credință și la pocăință. Și există foarte multe texte în Biblie unde am putea ca să ne uităm în Sfântele Scripturi și să vedem informații și învățătură relevantă despre această temă, dar astăzi vom merge la pasajul cel mai clar și cel mai concis, și adică la Romani 8. La Romani 8, de la 28 la 31, vă rog să deschideți împreună cu mine și am să citesc acest pasaj care este absolut o descriere minunată a lui Pavel despre felul în care Dumnezeu lucrează în mod suveran. Noi știm că toate lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, al celor ce sunt chemați în conformitate cu planul Său, cu scopul Său, căci pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, El i-a și hotărât, adică i-a predestinat sau i-a ales mai dinainte, să fie asemenea chipului Fiului Său, ca acesta să fie primul născut dintre mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Pe aceea pe care i-a chemat, i-a și îndreptățit, i-a justificat. Iar pe aceea pe care i-a îndreptățit, i-a și
glorificat. Ce vom spune deci despre aceste lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? În acest pasaj magnific vedem așa numit lanțul de aur al mântuirii. Este un lanț de evenimente și un lanț logic în mântuirea noastră care nu poate fi rupt. Pavel așa construiește acest pasaj încât să înțelegem că cei care pornesc în prima verigă sfârșesc în ultima verigă, da? Adică cei care primesc, încep cu Dumnezeu care i-a cunoscut, sfârșesc cu Dumnezeu care i-a și glorificat, inclusiv folosind limbajul la timpul trecut. Să înțelegem că aceste lucruri sunt sigure, finale, terminate. Deși ele încă se desfășoară în lumea aceasta în care trăim, în timp și spațiu, în istoria și în planul care se desfășoară, în mintea lui Dumnezeu, în înțelepciunea lui și în puterea lui suverană, aceste lucruri sunt ca și gata împlinite. Da? Acest lanț nu poate fi rupt. Și ne vom axa astăzi pe trei termeni sau trei concepte importante, cheie de altfel, din acest pasaj. Primul, preștiința. Ce înseamnă că Dumnezeu a cunoscut mai dinainte? Al doilea, predestinarea sau hotărârea lui Dumnezeu sau alegerea lui Dumnezeu. Și al treilea, chemarea. Ce înseamnă că pe acei pe care i-a cunoscut și i-a hotărât, i-a și chemat? Ce înseamnă lucrul acesta? Nu sunt toți chemați? Există o chemare despre care Pavel vorbește aici, care este absolut deosebită. Ea face parte dintr-un lanț care nu poate fi întrerupt în ceea ce înseamnă mântuirea aleșilor lui Dumnezeu. Trei concepte, da? Trei concepte cheie. Preștiință, predestinare și chemare despre suveranitatea lui Dumnezeu în mântuirea noastră. Pentru că asta ne doare cel mai mult și când vorbim despre evangelizare, dar când vorbim și despre viața noastră. Nimeni nu are problemă când zici că Dumnezeu este suveran peste faptul că soarele se va ridica mâine pe cer. Nimeni. Când îi spui că Dumnezeu este suveran peste sufletul lui, peste mântuirea lui, peste mântuirea copiilor săi, dintr-o dată este o problemă. Și trebuie ca să învățăm că suveranitatea lui Dumnezeu este la fel de prezentă, la fel de prezentă și când vine vorba de mântuirea omului. Primul, preaștiință. Ce înseamnă că Dumnezeu preștie? Cuvântul preștiință este folosit în Scriptură de 7 ori. De 7 ori și am să trec prin câteva dintre ele ca să înțelegeți mai bine cum este folosit de autorii Scripturii, de autorii Noului Testament. În 1 Petru, capitolul 1, versetul 20, cuvântul este folosit să vorbească despre Domnul Iisus, care a fost, spune Petru, el a fost cunoscut, da, mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru noi. Este primul fel în care Biblia vorbește despre preștiința lui Dumnezeu. Și versiunea Dumitru Cornilescu este corect în redarea cuvântului preștiință, adică cunoscut. Noua traducere, de exemplu, traduce cuvântul ca și el a fost ales dinainte, da? Hristos a fost ales. Cuvântul în limba greacă este proegenosus, da? Adică a preștii, de la gnostic, da? Dacă vă uitați în Dexul Român, ce înseamnă cuvântul gnostic? Înseamnă referitor la cunoaștere, de cunoaștere, da? Și el, Hristos, a fost cunoscut mai dinainte. Și vom vedea ce înseamnă lucrul acesta, pentru că și noi am fost cunoscuți mai dinainte, da? În al doilea rând, în Fapte 2:23, unde este folosit să ni se spună despre preștiința lui Dumnezeu în crucificarea lui Hristos, în jertfa care Mântuitorul nostru a depus-o pe cruce. Fapte 2:23. Pe omul acesta, dat în mâinile voastre, și atenție, după sfatul hotărât și după știința mai dinainte, același termen, da? Prognosei,
a lui Dumnezeu, a lui Dumnezeu. Voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Da? Vedem două lucruri care se întâmplă în acest pasaj. Există un sfat în lăuntru Sfintei Treimi și există o preștiință, o precunoaștere. Și ceea ce se întâmplă, se întâmplă după această precunoaștere și după acest sfat. Și vedeți cum aceste două sunt în mod foarte strâns legate. Sfatul și preștiința. Da? Ele sunt preștiute pentru că ele sunt hotărâte de Dumnezeu în sânul Sfântei Treimi. Adică ceea ce se știe despre ce se va întâmpla cu Hristos, se știe pentru că s-a hotărât. Nu s-a hotărât pentru că se știe și vom vedea lucrul acesta în detaliu. În Romani 11, versetul 2, Pavel vorbește despre faptul că Dumnezeu a cunoscut pe poporul său Israel, pe poporul său ales, mai dinainte. Dumnezeu, spune Pavel, n-a lepădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Și în 1 Petru, capitolul 1, versetul 1 și 2 și în Romani 8:29, în mod special este folosit să descrie cunoașterea lui Dumnezeu față de aleșii lui, față de cei care sunt aleși pentru mântuire. Da? Acum, când ne gândim la acest subiect, când ne gândim la acest concept și privim la aceste pasaje, începem să ne formăm o idee despre ce ar putea însemna această preștiință. Și există două posibilități, sau există două variante care sunt propuse de oameni în toată istoria și în ziua de astăzi. Și merg cam în felul următor. Primul este că Biblia, când vorbește despre preștiința lui Dumnezeu, vorbește despre faptul că Dumnezeu știe ce vom face noi. Adică Dumnezeu știe ce noi vom face. Această poziție spune că din cauza că Dumnezeu este atotștiutor, este omniștient, El a privit prin istorie, da? S-a uitat pe raionul istoriei, a privit prin istorie și a văzut cine va crede. Și după aia, din cauza deciziei omului, El a ales și a predestinat în conformitate cu acea decizie, da? Dumnezeu a știut ce vom face noi, a prevăzut, dacă vrem să folosim un alt termen, ca atare El a predestinat să se întâmple ceea ce a văzut că se va întâmpla. Da? Deja limbajul ăsta sună un pic ciudat. Mai ales când vorbim despre Dumnezeu. Da? Deci logica merge, Dumnezeu prevede, omul alege, Dumnezeu observă alegerea lui, Dumnezeu după aia alege în conformitate cu această prevedere și ia și el o alegere în conformitate cu omului și de acolo toate lucrurile merg în conformitate cu acel plan. Da? Asta este prima variantă și deși și noi suntem de acord că Dumnezeu știe toate lucrurile, cele din trecut, cele din prezent și cele din viitor, nu putem fi de acord cu această teologie a preștiinței sau a prevederii, dacă vrem să dăm alt termen, al lui Dumnezeu, ca una biblică. Pentru că ea îl transformă pe Dumnezeu, îi transformă acțiunile lui Dumnezeu într-o simplă reacție față de acțiunile noastre. Da? El prevede, omul cumva acționează fără a fi sub controlul suveran. Dumnezeu s-a scos din ecuație cumva când prevederea lui. Dumnezeu vede acțiunea și acum intră înapoi în creația sa și manevrează toate lucrurile. Își pune puterea lui în acțiune ca hotărârea omului să rămână în picioare. Nu sună deloc biblic. Nu sună deloc ca un Dumnezeu care spune eu sunt Dumnezeu, eu spun sfârșitul de la început. Da? Ca un Dumnezeu care spune că s-aruncă zarul, dar rezultatul e în mâna lui. Nu sună a unui Dumnezeu biblic. Și ca atare nu putem fi de acord că noi acționăm, după aia Dumnezeu ia o decizie în conformitate cu acțiunea noastră. Și în mod firesc nu merge. Da? A doua variantă este că Dumnezeu nu doar că știe ce vom face noi și le prevede cumva,
Ci preștiința lui Dumnezeu este faptul că El știe ce va face El. Altfel spus, El știe pentru că El le face. Sau să folosesc sintagma folosită de fratele Levi când a predicat aici despre providența lui Dumnezeu. Dumnezeu întâmplă lucrurile. El întâmplă istoria. Lui nu i se întâmplă nimic. Nouă ni se întâmplă. Noi avem sintagma aceasta. Măi, să vezi ce mi s-a întâmplat. Dumnezeu este Cel care le-a întâmplat nouă. Da, dacă vrem să vorbim, să vorbim așa. Deci, Dumnezeu, care este omniștient într-adevăr, pur și simplu alege. După voința sa, neconstrâns de nimic și de nimeni în exteriorul lui, anumiți oameni față de care să își arate mila. Asta înseamnă că Dumnezeu știe ce va face și că decizia lui nu este o reacție față de alte decizii sau de alte circumstanțe. Decizia lui este bazată doar pe factori interni. Lui, în Sfânta Treime. Și tot ce se întâmplă după aia este un rezultat a acestui sfat și acestei decizii. Da? Decizia lui nu este o reacție. Nu este împinsă asupra de vreo forță externă. Un exemplu foarte plastic, care îl putem imagina toți, este un pictor. Un pictor care stă în fața unei pânze goale și își propune să picteze ceva. Își propune să picteze ceva pe acea pânză. Și acum avem cele două variante. Previziune, să folosim termen distinct, și preștiință. Da? Previziune înseamnă că cineva îi spune pictorului ce să picteze. Și pictorul poate să prevadă tot ceea ce e necesar ca tabloul acela să iasă exact ca cel care l-a comandat. Conform Dexului, de aceea folosesc termenul, că ne ajută să separăm aceste două idei, previziunea este facultatea sau posibilitatea de a prevedea apariția sau evoluția evenimentelor viitoare din analiza anumitor date cunoscute. Da? Simplu. Cineva îmi spune, pictorule, pictează-mi un pom. Și eu, pentru că am știința necesară, în baza deciziei și poruncii care am primit-o, știu exact ce trebuie să fac să pictez pomul. Și pictez pomul și iese un pom. Da? Asta-i prevederea. Preștiința, inclusiv Dexul, o definește ca cunoașterea proprie lui Dumnezeu. Da? Inclusiv Dexul. Astea sunt diferențele. Una este o teologie a previziunii și alta este teologia biblică a preștiinței. În preștiința lui Dumnezeu, Dumnezeu este pictorul care stă în fața tabloului gata să fie pictat și El hotărăște ce va picta. Da? El zice, vreau să pictez aici un pom și cu un râu și cu nor și va fi superb și va fi magnific. Și imaginează pictorul. Ia decizia să îl picteze și după aia pune în acțiune fiecare mișcare a mâinii și a pensulei necesare ca să iasă acel tablou. Da? Astea sunt cele două variante. Și Dumnezeu în Biblie nu este arătat doar ca unul cu abilitatea de a prevedea istoria sau de a avea o previziune a istoriei, ci este unul care precunoaște. Da? El spune că ne-a cunoscut mai dinainte. Și când Biblia vorbește despre precunoașterea lui Dumnezeu, despre preștiința lui Dumnezeu, este așa de fantastic că nu vorbește doar despre preștiința evenimentelor, ci Dumnezeu preștie sau cunoaște mai dinainte indiviz. El are o cunoștință intimă cu indiviz, cu suflete individuale pe care El le cunoaște. Dumnezeu a cunoscut mai dinainte pe cei pe care i-a creat și i-a ales pentru mântuire. În mintea Lui, noi existam. Și El avea o relație cu noi. Și El era într-o cunoaștere intimă. Altfel spus, El a hotărât să ne cunoască. A stat în fața pânzei și a gândit asupra ceea ce a vrut să creeze și ne-a cunoscut pe acea pânză. Și cunoașterea Lui s-a transformat în realitate și de aceea existăm.
Pentru că El ne-a cunoscut și ne-a cunoscut într-un anumit fel. Ne-a cunoscut pentru că în sfatul Său El a hotărât. Da? Ieremia 1:5. Vă dau doar două exemple de acest limbaj biblic. Mai înainte ca să te fii întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fii ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Da? Mai dinainte să fii existat, eu te cunoșteam. Și ce înseamnă cunoașterea asta? Înseamnă o cunoaștere intimă. Da? O cunoaștere intimă. Eu te pusesem deoparte. Te-am sfințit, dacă vrem să folosim un alt limbaj biblic. 2 Timotei 2:19. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită. Având pecetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Fantastic. Dar Domnul cunoaște în mod intim, în mod personal, pe cei ce sunt ai Lui. Asta este pecetea Evangheliei lui Hristos, care nu se zguduie. Da? Faptul că Dumnezeu cunoaște. Nu doar prevede, nu doar are, nu este foarte inteligent și știe cum lucrurile vor decurge, ci El cunoaște. Al doilea concept important este predestinarea sau hotărârea lui Dumnezeu sau alegerea lui Dumnezeu. Priviți din nou cu mine la Romani 8, la versetul 29, care Pavel spune căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât sau i-a și predestinat sau i-a ales mai dinainte. Cuvântul hotărât, și nu vreau să fac abuz de limba greacă, pentru că fratele Cristi mi-a zis zilele acestea, zice, mai zice, în zilele în care trăim, noi nu mai poți citi Biblia dacă nu știi un pic de greacă sau dacă nu știi limba greacă. Nu este așa. Putem citi Biblia în limba română și cuvântul Domnului, prin puterea Duhului Sfânt, ne vorbește în orice limbă. Dar este rolul nostru, ca și învățători, să ne folosim de toate uneltele la dispoziția noastră și să încercăm, în toată plinătatea posibilă, să explicăm Scriptura încât să fie cât mai clară pentru cei care caută să o cunoască. Cuvântul hotărât, predestinat, este proorizen în greacă și înseamnă a fi predestinat, a fi prearanjat, a desemna mai dinainte sau a demarca, a separa. Provine de la cuvântul horizo, care înseamnă a determina sau a demarca. Vă puteți gândi la cuvântul orizont, da? Cuvântul care spune și în limba română este demarcarea, este o linie de demarcare între cer și pământ, când privești către ea. Da? Și Pavel spune că pe cei pe care i-a cunoscut în preștiința lui, i-a predestinat, i-a demarcat, i-a pus deoparte, a pus un cerc așa în jurul lor și a spus ăștia sunt. Pe ăștia i-am hotărât, cu un caz special, într-un sens special, da? Aleșii lui Dumnezeu, predestinații, dacă vrem să vorbim așa, hotărâții, sunt acei pe care Dumnezeu i-a cunoscut mai dinainte în mod intim, i-a cunoscut dinainte de întemeierea lumii și i-a pus deoparte în planul Său perfect ca ei să vină la cunoștința Lui la timpul hotărât de El. El a hotărât cine, El a hotărât când și El a hotărât cum acei oameni puși deoparte de El vor veni la cunoștința Lui. Și conceptul predestinării, de altfel, este extrem de simplu. Extrem de simplu. Îl putem descrie într-un fel foarte, foarte simplu. Dumnezeu hotărăște pe unii să-L cunoască pe El și să-I mântuiască. Da? Asta este predestinarea. Dumnezeu hotărăște pe unii să-I cunoască și să-I mântuiască. Partea grea a acestei realități biblice este faptul că pe unii îi alege și pe alții nu îi alege spre mântuire. Asta este partea grea. Asta este partea dureroasă, da? Asta este ce este dificil pentru noi. Dar Scriptura este foarte clară că aceasta este realitatea prezentată de ea în Sfintele Scripturi. Vedem asta peste tot în Biblie.
Fapte 4:28, Romani 8:29, Efeseni 1:5, 1:11 și aș putea ca să tot listez text după text după text. Dificultatea noastră de a accepta, nu așa de mult de a înțelege conceptul. Dacă vă spun că predestinarea înseamnă că Dumnezeu a hotărât ca unii oameni să ajungă la cunoașterea Lui, da? Și a hotărât și când și cum să ajungă acolo, ați înțeles conceptul. Problema este acceptarea acestei realități când o citim pe paginile Sfintei Scripturi. Da? Dumnezeu a predestinat pe cei pe care i-a ales să primească mântuirea, pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, ca să fie salvați. Efeseni 1:5. Ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale. Da? Al treilea concept important este chemarea. Chemarea lui Dumnezeu față de acești cunoscuți, de acești oameni care Dumnezeu i-a cunoscut în mod intim, față de acești aleși, vine o chemare a lui Dumnezeu și este realitatea că cei care au fost hotărâți mai dinainte au fost și chemați. Da? Dumnezeu face o chemare, pune în acțiune planul său. Romani 8:30, vedem în felul următor. Pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Chemarea divină. Chemarea divină este acțiunea suverană lui Dumnezeu prin care Duhul Sfânt acționează asupra persoanei, în lăuntru persoanei celui ales de Dumnezeu și transformă inima păcătosului în așa fel încât el să răspundă la Evanghelie. El să răspundă. El acționează. Dar acționat asupra de Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt și în lăuntru său. Da? Și Biblia vorbește despre acest lucru în foarte, foarte multe feluri. Vedem că Biblia ne spune că în mod suveran El cheamă păcătoși și o face prin deschiderea inimilor. Este un limbaj folosit în Biblie. Sau prin înviere. Sau prin transformarea minții. Da? Vedem că acestea sunt sintagme folosite în Scriptură. Și toate acestea le putem pune, dacă vrem, sub o singură etichetă, și anume nașterea din nou. Regenerarea. Regenerarea din moarte spirituală în viață, în așa fel încât omul să creadă în Evanghelia lui Hristos. Biblia prezintă foarte clar acest lucru. Ioan 6:44. Da? Rețineți din vremurile de mult când predicam din Ioan. Nădăjduim că o să ne întoarcem să finalizăm această carte. Nimeni nu poate veni la mine, aici vorbește Domnul Iisus, dacă nu-l atrage Tatăl, care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. Da? Domnul Iisus Hristos nu prea credea în liberul arbitru. Da? Avea cumva, nu primit manualul de teologie unde scria despre liberul arbitru. El credea în faptul că făptura creată de Dumnezeu este dependentă de Dumnezeu. Și nimeni nu poate să ajungă la El dacă nu este atras, dacă nu este chemat în mod deosebit de Dumnezeu Tatăl. Fapte 16:14. Vedem aici, este vorba de propovăduirea Evangheliei și avem aici o femeie numită Lidia, o vânzătoare de purpură, spune Scriptura, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Dar până aici este bine. Și acum a privit ce se întâmplă ca ea să ajungă la cunoașterea lui Dumnezeu. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. Dar Domnul i-a deschis inima. Trebuie să vedem că diferența esențială în toată această ecuație o face Dumnezeu. Nimeni altcineva. Ea n-a crezut pentru că era Pavel care predica. Nu asta a făcut diferența, da? Ea n-a crezut pentru că era o femeie descrisă ca temătoare de Dumnezeu. Ea a crezut în mod decisiv pentru că Dumnezeu i-a deschis inima.
Nimeni nu ajunge la credință în Hristos pentru că au fost mai buni sau mai deștepți sau orice altceva. Ci este Dumnezeu care în mila Lui, în bunătatea Sa și în suveranitatea Lui cheamă în așa fel încât acei oameni au inimile deschise, au ochii care sunt orbi, aduși să vadă, au sufletele lor care sunt moarte în păcat, aduse la viață. Da? Și când începem să înțelegem această realitate, dar mai mult decât această realitate, consecințele care decurg din această realitate, firea noastră începe și să zbate cu aceste adevăruri biblice și este deranjat. În mod normal. Cum adică nu eu? În mod decisiv, în mod final. Cum adică Dumnezeu are ultimul cuvânt peste mine? Mie mi-a spus la școala biblică că eu sunt o făptură minunată creată în chipul și asemănarea lui Dumnezeu și fără mine Domnul nu poate trăi. Cum își permite El ca să acționeze cu mine, cum acționează cu orice alt element în creația Sa? Nu la aceeași școală duminicală trebuia să-i învețe că omul este descris ca și țărână și ca și lut și ca și iarba care să arde. Da? Avem o privire malformată asupra noastră și când euul nostru, când firea noastră este confruntată cu aceste realități care le înțelege, nu vrea să le accepte. Nu vrea să le accepte. Vă dau câteva sfaturi. Când vă zbateți cu aceste realități, rețineți în mintea voastră aceste adevăruri. Eu, care am obiecții la învățătura Bibliei și la felul în care Dumnezeu acționează, eu nu sunt mai iubitor decât Dumnezeu. El este dragoste. El înțelege mai bine ce este dragostea, nu eu. Eu nu sunt mai milos decât Dumnezeu. El este sursa harului. Da? Auzi, păi dacă eu am auzit vorbind așa, păi eu dacă eu aș fi fost Dumnezeu, până acolo mă mir că nu s-a deschis cerul să-L trăznească, eu i-aș fi mântuit pe toți. Ține minte că nu ești mai bun sau mai milos decât Dumnezeu. Ține minte că tu nu ești sau eu nu sunt mai înțelept decât Dumnezeu. Păi de ce n-a alcătuit lumea aceasta altfel? De ce n-a gândit planul altfel? De ce n-a creat cadrul altfel? De ce? Trebuie să fie o altă soluție. Înțelege și acceptă. Dacă asta e soluția, dacă ăsta e universul în care trăiești, este bine că trăiești în universul acesta cum Dumnezeu a hotărât, pentru că El este mai înțelept decât tine. Da? El este mai înțelept decât tine. Și 4. Eu nu sunt și dumneavoastră nu sunteți mai drepți decât Dumnezeu. Când vezi realitatea suveranității lui Dumnezeu și primul instinct este să spui pe atunci Dumnezeu nu este drept! În momentul acela te-ai făcut judecătorul lui Dumnezeu și ești standardul de dreptate după care este judecat Dumnezeu. Și Biblia spune că El este de trei ori sfânt. El este standardul dreptății. Și dacă ție ți se pare că felul în care El acționează nu este drept, tu ești strâmb, nu El. Tu ai probleme, nu El. Pentru că El te-a creat și nu invers. Da? Bun. Asta este partea lui Dumnezeu. Astea sunt aspectele suveranității lui Dumnezeu în mântuirea noastră. Cum rămâne cu evangelizarea? Dacă Dumnezeu a făcut și a rânduit toate aceste lucruri, cum rămâne cu evangelizarea? Ce implicații ale suveranității lui Dumnezeu sunt în evangelizare? Da? Cum ne ajută aceste adevăruri și care ar fi implicațiile sau care ar fi consecințele acestor adevăruri? În primul rând, suveranitatea lui Dumnezeu ne învață să ne încredem în El și în puterea Lui pentru mântuirea celor pierduți. Ne dă acest imbold să înțelegem că nu depinde de noi, ci depinde de El în mod ultim. Da? Într-adevăr, suntem chemați să mergem, să vestim, să evangelizăm,
Dar în mod ultim, El este suveran și este puterea Lui care lucrează, nu puterea noastră. Da? Și asta în același timp, când realizăm că El este Mântuitorul pe deplin, realizăm că nu avem niciun merit. Nu avem niciun motiv să ne lăudăm. Da? Dacă un singur om ajunge la credință și la pocăință în Domnul Iisus Hristos prin orice ce noi suntem implicați în a face, noi nu putem să spunem, Doamne, uite ce am făcut eu. Nu? John MacArthur zicea că păstorirea este printre cele mai depresive meserii, pentru că toate erorile îți aparțin ție și toate meritele sunt lui Dumnezeu. Da? Dacă ceva merge bine, eu sună un păcătos, ce am putut eu să fac? Dacă lucrurile merg prost, sunt din cauza păcatului meu, leneviei mele și mai departe. Și asta este realitatea. Da? Eu nu am contribuit nimic, cred că Spurgeon zicea, dacă nu-s greșit, la mântuirea mea decât păcatul care a făcut-o necesară. Da? Tot ceea ce aduc eu în ecuația aceasta și ce aduceți dumneavoastră este păcat. Este rău și întinat. Și este Dumnezeu, în harul Său și în slava Sa, care ia vase slabe și întinate, imperfecte și face lucrări desăvârșite prin ele. Da? Asta este mesajul Evangheliei. 2. Suveranitatea lui Dumnezeu elimină orice frică în evangelizare. Faptul că Dumnezeu a pus deoparte pe cei care sunt copiii Săi, care să vină la pocăință și a rânduit și metodele prin care și este suveran peste ele, trebuie să elimine în mine orice frică de faliment. Păi dacă nu le place predica. Dacă nu le place predica, nu le place predica. Păi dacă mă resping. Dacă. Dacă Dumnezeu va face o lucrare supranaturală și va chema oameni la pocăință prin două cuvinte care eu le spun, sau printr-o predică, sau printr-o o mărturie, sau prin orice altceva. Noi lucrăm în certitudinea că Dumnezeu lucrează și a lucrat. Da? Nu bazați pe această idee că dacă cumva eu eram. Nu. El lucrează. Și noi nu avem motiv să ne temem. Trebuie să avem tot curajul, tot imboldul să mergem și să vestim Evanghelia. Și 3. Suveranitatea lui Dumnezeu trebuie să ne încurajeze să evangelizăm. Da? Trebuie să ne motiveze să evangelizăm. Dumnezeul nostru, suveran, atotputernic, care ne-a mântuit pe noi, are încă copii, are încă aleși, puși deoparte în acest oraș. Ce stai? Ce aștepți? Ce altă motivație îți mai trebuie să te duci să-i cauți? Să vestești Evanghelia tuturor? Dacă teologia ta, teologia Bibliei, ajunge să fie o scuză pentru lenia ta, pentru pasivitatea ta, n-ai înțeles și nu crezi într-un Dumnezeu suveran. Da? Nu crezi într-un Dumnezeu suveran. Suveranitatea lui Dumnezeu este motivația cea mai mare și cea mai bună pentru a lucra în evangelizare. Și de aceea, dacă ne uităm în istoria bisericii, vedem că cei care au fost convinși de acest adevăr biblic au lucrat cel mai puternic pentru a evangeliza lumea. Începând cu un exemplu magnific din Scriptură, Apostolul Pavel, care este apărătorul harului liber, dacă vreți să numim așa, gratis, al lui Dumnezeu numărul 1, și același om vine și spune, eu sunt dator să le vestesc Evanghelia. Da? El a înțeles ceva despre ce înseamnă a avea un Dumnezeu suveran. Și a vorbit despre el ca și fiind rob, îndatorat acestei chemări. Ce ne spune Biblia atunci despre responsabilitatea omului în evangelizare? Deschideți cu mine la un pasaj esențial, la Coloseni 4, de la versetul 2 la 4, și vom vedea câteva aspecte din acest pasaj și din altele. Vom vedea trei elemente importante în ceea ce înseamnă responsabilitatea omului. Aceste trei fiind, le enumăr și o să intrăm în detaliu. 1. Rugăciune. 2. Căutarea, da? Căutarea celor pierduți. 3. Proclamare. Coloseni 4, 2 la 4. Stăruiți în rugăciune.
vegheați în ea cu mulțumiri. Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri, și ca să o fac cunoscută așa cum trebuie să vorbesc despre ea. În primul rând, rugăciune. Pavel vine și spune, trebuie să fie stăruință în rugăciune. Nu doar așa odată. O ținut fratele Mihai la biserică un studiu despre evangelizare. M-am rugat și eu odată pentru evangelizare în oraș. Am zis, ce bine ar fi, Doamne, dacă am evangeliza. Și am terminat. Nu. Pavel, vorbind despre lucrarea evangelizării, despre răspândirea Evangheliei, spune, stăruiți în rugăciune și vegheați în ea cu mulțumiri. Da? Doi, trebuie ca să fii intenționat în rugăciune. Ne rugăm, spune Pavel, ca Dumnezeu să ne deschidă uși, să ne deschidă oportunități de a vesti Evanghelia. Ne rugăm la subiect. Doamne, te rog, deschide oportunități la servici să vestesc Evanghelia. Doamne, te rog, ajută-mă în familia mea să vestesc Evanghelia. Doamne, te rog, cu colegii mei la școală să-mi deschizi oportunități să vestesc Evanghelia. Și Dumnezeu îți va da oportunități. 3. Trebuie să ne rugăm pentru putere ca să facem acest lucru. Trebuie ca oportunitatea care Dumnezeu ne-o dă ca să fie legată cu abilitatea de a înfăptui aceste lucruri. Da? Pavel spune, ca să putem. Nu doar oportunitatea să o facem, ci puterea, abilitatea ca să o facem. 4. Trebuie să ne rugăm ca să primim înțelepciune. Apostolul Pavel a scris majoritatea Noului Testament. Și Apostolul Pavel scrie la cei din Colose și spune, rugați-vă pentru mine să am oportunitatea să vestesc, să am puterea să vestesc și să am înțelepciunea. Pavel, dar ești doctor, docent în teologie. Uitați ce zice Pavel. Ca să o fac cunoscută așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Fantastic. Cel mai învățat om în doctrinele creștinismului, da? Dumnezeu prin el le-a scris. Și el are nevoie de rugăciuni ca să vorbească despre Evanghelie așa cum este bine. Și noi avem. Poate, sigur nu cunoaștem de Apostolul Pavel. Dar când vorbim cu colegii noștri, avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt să vorbim despre Hristos așa cum trebuie vorbit. Să știm ce să le spunem, cum să le spunem. Și Domnul lucrează. Această seară le poți pune în practică. Te poți ruga acasă, te poți ruga ca Dumnezeu să-ți dea dragoste pentru cei pierduți. Te poți ruga ca să-ți dea oportunități să vestești Evanghelia. Te poți ruga să-ți dea puterea să o faci, pentru că vei vedea oportunitățile în jurul tău, care poate întotdeauna au fost acolo. Și parcă nu se deschide gura. Parcă numai nu. Și te poți ruga să-ți dea înțelepciunea ca să știi cum trebuie ca să vestești Evanghelia. Și trebuie să stărui în această rugăciune, nu doar în această seară, ci în fiecare seară. Doamne, ajută-mă să vestesc Evanghelia, învață-mă cum să vestesc, deschide oportunități în așa fel încât să văd în jurul meu posibilitățile de a vesti Evanghelia lui Hristos și dă-mi putere să o fac. Dă-mi înțelepciune ca să o fac cum trebuie. 2. Trebuie să fie căutare. Ce înseamnă asta? Trebuie să fim activi. Trebuie ca să căutăm oportunități și să acționăm. Nu e o evanghelizare asta pasivă doar. Da? Dacă ne uităm la modelul Domnului Iisus Hristos, vedem că ăsta este modelul biblic. Este unul de un evanghelist activ, unul pus în mișcare. Luca 19:10 ne spune despre Domnul Iisus Hristos că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Ioan 17:18, Domnul Iisus în rugăciunea sa pentru ucenicii lui, așa cum tu m-ai trimis pe mine în lume, tot așa i-am trimis, i-am pus în acțiune și eu pe ei în lume. Marea trimitere, Matei 28, duceți-vă și faceți! Da? Nu știi, eu trăiesc așa lejer în lume, la servici, vin la biserică, eu...
Și dacă se întâmplă că Dumnezeul suveran mișcă lucrurile încât nu așa vorbește Biblia. Da? Biblia vorbește despre un Dumnezeu absolut suveran și Iisus Hristos, ultimul ordin verbal către ucenicii săi și către biserică este: hei, sculați-vă, mergeți, faceți, lucrați, pentru că toată autoritatea și puterea mi-a fost dată mie. Vedeți, aceste două sunt legate. De aceea am curaj să mă scol și să mă duc și să fac. Pentru că știu că nu eu, ci El are puterea. Nu eu, ci El este Cel care lucrează. Da? Dar rugăciunea trebuie ca să fie îmbinată cu căutarea, cu o căutare activă. A treilea rând, în mod necesar, trebuie ca să fie proclamarea Evangheliei. Da? Foarte mulți creștini au prins această idee care am dat, este citată ca și fiind chiar un autor creștin, că vestește Evanghelia prin tot ceea ce faci, prin toată viața ta și dacă este necesar folosește și vorbele. Ce tâmpenie! Da? Și noi avem așa ideea că eu toată ziua vestesc Evanghelia. Când se uită lumea la mine și văd ce frumos sunt eu și ce cuminte sunt eu și Evanghelia strălucește pe fața mea. Biblia nu vorbește în felul acesta. Biblia vorbește despre faptul că viețile noastre trebuie ca să mărturisească despre Evanghelia care presupunem sau care o proclamăm și presupunem că o credem. Da? Biblia spune că trebuie să trăim în așa fel încât să se întrebe despre credința noastră și să fim pregătiți să dăm un răspuns. Să spunem, a, vrei să știi de ce viața mea e diferită? Nu-i din cauza mea, să-ți explic. Da? Dar Biblia nu spune că noi ar trebui numai să fim așa niște bibelouri, niște statui și lumea să se minuneze la noi și așa cum, știi, ca revelația naturală. Cum privește la strălucirea soarelui, să privească și la strălucirea noastră și zică, măi, mă uit așa la Iuliu și mă gândesc că trebuie să existe un Dumnezeu. E o tâmpenie. Nu că Iuliu, la oricare, la Cristi, la Ozana, da? E absolut o tâmpenie ca să presupui că tu poți trăi viața în așa fel încât oamenii să înțeleagă Evanghelia. Nu. Poți trăi viața în așa fel, la fel cum privezi la revelația naturală și să zic că mă uit la cer. Și trebuie să fie ceva. Nu să aici din întâmplare, da? La fel trebuie să se uite la faptele noastre bune și să dea slavă lui Dumnezeu, da? Să dea slavă Tatălui nostru. Cum să dea slavă? Pentru că le spunem despre Tatăl nostru, le spunem că faptele noastre nu sunt ale noastre și umblăm doar în ele, că au fost pregătite pentru noi și toată slava este a Lui. 2 Corinteni 5, de la 14 la 21, Pavel vorbește despre faptul că noi trebuie ca să ducem acest mesaj, că suntem încredințați cu El. Căci dragostea lui Hristos ne constrânge, întrucât suntem convinși că atunci când unul a murit pentru toți, toți au murit. El a murit pentru toți, pentru ca cei vii să nu mai trăiască pentru ei însăși, ci pentru Cel ce a murit și a fost înviat pentru ei. Astfel de acum noi nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Chiar dacă odată L-am cunoscut pe Hristos în felul lumii, acum nu-L mai cunoaștem așa. Astfel, dacă cineva este în Hristos, este o nouă creație. Cele vechi s-au dus. Iată, toate au devenit noi. Toate acestea sunt de la Dumnezeu care prin Hristos ne-a împăcat cu Sine și ne-a dat mesajul împăcării. Anume acela că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine, nemai ținând în seamă păcatele oamenilor și ne-a încredințat nouă. Ne-a încredințat nouă, da? Deci până aici am fost împăcați, El este Cel care pe cruce a împăcat. Și acum ne-a încredințat nouă cuvântul împăcării. Deci noi suntem ambasadori al lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, absolut fantastic, să realizezi că ești chemat ca să fii un purtător de cuvânt al lui Dumnezeu. Să stai în fața colegului tău sau să stai într-un amvon, într-o biserică și când vorbești, Dumnezeu să îndemne prin tine. Pocăiți-vă! Vă implor pentru numele lui Dumnezeu, pocăiți-vă! Și foarte mulți vă zice, e nebun. Până când Dumnezeu, prin tine, îi vorbește și puterea Duhului Sfânt îl aduce la viață, pentru că așa hotărâ Dumnezeu în mod suveran. Este absolut fantastic să vezi și să simți puterea lui Dumnezeu lucrând prin tine.
Ar trebui să fie dorința numărul 1 a fiecărui credincios. Să culce seara și să zică, Doamne, ce minunat ai fost astăzi cu mine. Cât de mult mi-ai dat harul ca să lucrez. N-am făcut eu nimic. Nu că eu m-am pregătit, nu că eu m-am chinuit, dar Tu ai fost așa de bun cu mine și ai lucrat prin mine. Este o bucurie care foarte mulți credincioși n-au cunoscut niciodată. Este o bucurie care de altfel este creează o dorință ca să o simți din nou și din nou și din nou. Și când este prezent în adunare, este contagioasă. Când cineva vede un alt om care se bucură de a fi unealta lui Dumnezeu, de a fi folositor lui Dumnezeu, vrei și tu? De ce numai cu sora Cristina? Doamne, și eu vreau! Folosește și de mine! Știu că nu merit, știu că nu pot, dar vreau să am și eu bucuria aceasta. Pavel spune, noi suntem ambasadori al lui Hristos. Ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. El pentru noi l-a făcut păcat, pe cel ce n-a cunoscut păcatul, pentru ca în el să devenim dreptatea lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel în Romani, după ce scrie acest pasaj minunat, acest text în Romani 8, despre suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire, scrie în felul următor în Romani 10. Fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăditor, fără predicator, fără evanghelist? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? Apropo, sunteți trimiși, dacă n-ați știut. Astăzi vă trimit eu. De astăzi nu mai aveți scuză. Da? Sunteți trimiși. De astăzi starea pe loc și lenevia, da, este egal cu păcat, pentru că de astăzi știți. Și cum vor auzi despre el fără predicator și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ar celor ce vestesc Evanghelia. Același Pavel, care ne-a dat cel mai minunat tratat despre suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire, vine și spune, hei, mergeți, vestiți, sunteți trimiși. Și nu vede nicăieri o contrazicere între aceste două elemente, da? Între aceste două concepte. El nu zice, păi dacă Dumnezeu este suveran, ce să mai mă urc eu pe o corabie să mă duc nu știu unde, nu? El spune, pentru că Dumnezeu este suveran, de aceea trebuie să mă duc. Pentru că sunt trimis. Pentru Pavel, predestinarea și proclamarea nu sunt în conflict. Predestinarea este împlinită prin proclamare. Este o unealtă. Proclamarea este unealta predestinării. Este unealta hotărârii. Dumnezeu a hotărât sfârșitul lucrurilor și toate metodele prin care se ajunge la acel sfârșit. Și una dintre metodele Lui ești tu. Și cu mine. Da? Noi suntem aleși nu doar pentru mântuire, ci suntem aleși pentru slujire. Avem harul de a sluji, mai mult harul, chiar dacă este necesar, de a suferi pentru Hristos. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că aceste lucruri sunt ambele adevăruri biblice, care chiar dacă de multe ori este greu să acceptăm sau este incomod să tai din timpul tău, din efortul tău, din confortul tău, și să te responsabilizezi pentru că Dumnezeu te-a trimis. Aia nu înseamnă că ele nu sunt adevărate și că nu suntem responsabili față de aceste adevăruri biblice. Domnul să se îndure de noi, de biserica noastră și de toți copiii săi, ca toți să meargă toată lumea și să facă ucenici. Amin? Amin. Amin.